vis-a-vis de transplant, ce părere aveți? Vis-a-vis de transplant, ce părere aveți de tratamentul cu imunoglobulină umană? Păi, întrebare personală. Nu mă ocup de transplant, dar evident că tratamentul... Imunoglobulina umană. De ce nu sunteți de acord cu imunoglobulina umană? Sunteți sau nu sunteți? Păi, trebuie să fiu. Sunt obligat să fiu. Sunt obligat să fiu. Asta e medicina timpului, dar transplantele, fiindcă au non-self, nu este pe self organismul, cât aș vrea eu și ca să nu fie respinse, sunt obligat să fac tratamentul antiimunitar. Lucrurile aici sunt destul de complicate și nu e așa de simplu. E simplu când vorbim. Dar în momentul în care un transplant, lucrurile sunt mai complicate. Mai întâi să-l poți întreține ca organism să nu refuze. Prin înțelepciunea organismului, noi am primit capacitatea de a respinge tot ceea ce nu este în self-ul nostru, nu seamănă cu structurile mele. Și atunci când iau un transplant de la altă ființă, am tendința, corpul tendința să-l refuze și din cauza asta fac tratamente antiimunitare și evident cu imunoglobulină. Dar v-aș sfătui mai degrabă să întrebați pe cei care se ocupă, pe domnul Irinel care face transplante de ficat. Întrebați-i pe ei, pentru că asta este o profesie, e o serie și nu vreau să nici să le iau că nu e frumos și, în al doilea rând, n-am competență. Mulțumesc! Da. Vreau să vă întreb, ce se întâmplă în timpul unei meditații? Vreți să dați puțin? Așa, opriți aici. Uite ce se întâmplă. Aici se cheamă haos. Aici este o dezordine, o relație, asta e inima și creierul. Când nu gândim în acord inima cu creierul, când nu suntem armonioși cu noi înșine, suntem atunci, din punct de vedere al ritmului cardiac și cerebral, în ceea ce se cheamă haos. În momentul când medităm și suntem într-un raport armonios corp-creier, se petrece o coerență. Această coerență este cea care dă posibilitatea creierului pe organismul meu să realizeze o serie întreagă de performanțe. Și fizice, și intelectuale. Mai exact, se vorbește în clipa de față de puterea creierului. Știm că, tocmai învățând să ne programăm, să ștergem programele negative pe care le moștenim în noi, învățând să ne programăm, de o asemenea manieră, meditația este una. Lăturarea de cuvinte care blochează de asemenea mecanismele, de asemenea lăturate. Noi avem în noi o serie întreagă de programe cumplite, moștenite, adică amintiri din, dacă vreți, de la potop, de la războaie, de la inchiziție, scingiuiri. Uite, vă dau un exemplu apropo de sclavie. O negresă îi se face o regresie. Avea o durere de stomac cumplită, nu putea să mânce nimic. Și află prin regresie că a fost unul din sclavii vânduți în America, într-una din țări, a dus de acolo, și că în vasul în care i-au adus, erau toți într-o căldură imensă, ținuți în lanțuri, dezbrăcați și se dădeau mâncare stricată. Și ea a făcut atunci și o indigestie, evident, destul de teribilă și iată, memoria celulei aduce din nou aceeași boală. Ba mai mult află că cel care a vândut-o pe ea era mama ei. Ca ea, acea mamă, să învețe să îngrijească pe cea pe care a făcut-o sclavă. Niște raporturi fantastice. Colosale. Adică, universul face justiție. Noi nu ne imaginăm lucrurile astea. Dincolo e o gândire ca și aici. Cu corpul uman sunt lucruri pe care le facem dincolo. Este un algoritm. Sunt niște lucruri. Apropo de Hermes Trismegistul, ce este sus, este și jos și invers. Dincolo este o gândire ca și gândirea de aici. Dacă noi gândim, ființa mea, corpul meu, dacă are aceleași mecanisme inteligente ca și inteligența de dincolo. Tot universul este o inteligență. Facem această diferență teribilă, tâmpită. Cerul nu este decât o iluzie albastră. Nu există cer, nu există nimic din toate lucrurile astea care au învățat cu o mentalitate veche. Să înțelegem că acum 2000 de ani știau doar oameni, din toți apostolii Iisus știau doi oameni carte și aia doar să scrie. Ce pretenții puteam să avem la oamenii să știe? În 2000 de ani omenirea a evoluat destul de mult în cunoaștere.
și încă avem de evoluat. Deci, alta e lumea. Cu totul altceva trebuie să înțelegem lucrurile. Apropo de David, deci avem în noi enorm de multe tipare negative. Prin meditație reușim să le anulăm. Condiția este ca cel puțin 6 luni de zile să nu gândim nimic la cealaltă. În clipa în care prin memorie îl aducem, imediat programul se reface. Când ai un bolnav și o boală, toată lumea vine să-l consoleze. Vai, ce bolnav ești! Nu faceți lucrul ăsta. Mențineți în memoria subconștientului ideea de boală. Omul trebuie să șteargă programul dacă vrea să se vindece. Sunt medici care s-au vindecat cancere, dar tocmai pentru că știau lucrurile astea. Meditația este una din căi, dar nu singura. Și rugăciunea. Și rugăciunea. Rugăciunea este un canal între noi și univers. Dacă vezi entitatea care răspunde, părerea mea este că este de fapt un câmp de forțe. Și hai să citesc pe acest Ibn Alexander, neurochirurg cu studii la Harvard și cercetător la Harvard, ca să nu mai dau apă la mare unora care cred că tot bat câmpii cu fanteziile mele, prefer să citesc pe alții. Deci acest neurochirurg cu studii la Harvard face o meningo encefalită purulentă, în o săptămână rămâne în comă, niciodată un om n-a scăpat cu viață din astfel de boală sau dacă scapă niciodată întreg. După săptămână se revine și povestește următorul lucru. În America lucrul ăsta se practică. Noi suntem mai ortodoxi, mai bisericoși decât ei, dar mult mai puțin eficienți decât ei. În America sunt grupuri de rugăciune. Și familia întreagă și mobilizează toate neamurile să se roage. Și el povestește două lucruri care mi-au rămas în minte. Unu, că tot timpul ăla, cât el era în comă, a văzut niște oameni îngenunchiați și niște un fel de câmpuri linii de forță care veneau spre el și el atunci a avut certitudinea că se va face bine. Și doi, spune, ce am trăit eu în dimensiunea de dincolo în timpul comei este o cunoaștere absolut fantastică. Și zice, cum voi reuși eu să împac ce am învățat dincolo cu ce am învățat la Harvard? Toate lucrurile se resping. În exemplu pe care l-ați dat cu negresa, că a venit ca mama ei să învețe să o îngrijească. Dar dacă și ea a venit ca să învețe să-și ierte mama, cea care a umilit-o atunci, asta ar însemna că prin iubire s-ar fi vindecat stomacul. Sigur că da, sigur că e posibil. Orice e posibil. Da. Cum facem să ajungem de la teorie la practică? Nu știu, două asta exemple. E cel mai greu. Păi asta, că cu asta suntem toți de acord, dar ideea cum aplicăm în viața de zi cu zi, îți dai seama că modelul tău de gândire este greșit, cum faci să ți-l schimbi? Sau cum faci să crești nivelul de conștiință? Recomandarea este că, deci, am spus că gândurile noastre sunt pe două linii, pozitiv, negativ. În fiecare clipă când gândim, noi producem două efecte contrarii. Dacă gândim bine, creăm o armonie în jurul nostru și atunci suntem agreați de toată lumea. Dacă gândim rău, distorsionăm. Creăm ostilitate în jur și distorsionăm și funcționalitatea Universului. Toate gândurile noastre se adună undeva ca niște nori. Dacă lumea actuală este la mentalitatea asta, că nu numai România, nu trebuie să ne văităm pe noi. Nu, toată lumea e la fel. Toată. Duceți-vă la unguri, să vedeți că gândesc la fel și la cec și oriunde. Eu am luat toate continentele locuite și am văzut că lumea peste tot gândește acea lucru. De ce? Aceasta e mentalitatea momentului. Toate gândurile noastre negre se adună undeva și pur și simplu ne bombardează. Deci noi receptăm inconștient miliarde de biți sau milioane cel puțin. Și nu prea lucrăm conștient decât 11. Adică subconștientul nostru conține o serie întreagă de informații și bune și rele pe care le primește și conștientizăm o parte din ele. De aceea ne trezim cu o serie întreagă de care părem să nu fie ale noastre, cu idei care nu le-am receptat de nicăieri, pentru că vin din adâncurile subconștientului nostru. Apropo de asta, deci dacă în fiecare clipă noi, prin gândurile noastre, pledăm pentru sănătate sau pentru moarte, pentru pace sau război, ca să folosesc așa metodă figurativ, controlați-vă fiecare gând pe care le emiteți. Fiecare clipă gândiți-vă că dumneavoastră, dacă gândiți rău, acel rău înseamnă boală, înseamnă undeva un defect fizic mai devreme sau mai târziu. Pentru că tot ceea ce gândim, spuneam, se sedimentează în subconștient și
viadele devine substanță, devine materie fizică. Asta este, este tot. Apropo de meditație, dacă vreți să vindecați ceva, să ștergeți niște programe, sunt câteva momente prin care acest lucru se petrece în subconștientul nostru. Acesta este meditația, somnul și odihna. Atunci ne refacem. În restul în care activităm, nu ne refacem. Încă un lucru. Noi suntem ființe care funcționăm cu energie. Avem două tipuri de energie. Este un sistem simpatic care consumă energie, asta e motorul, benzina, și este invers, sistemul parasimpatic care acumulează energie. Întotdeauna când ne implicăm afectiv mult prea adânc, pierdem energie. Noi trebuie să ținem echilibru între da și nu, între consum și aport. Acesta este extrem de important. De aceea este important să învățăm să ne relaxăm în momentul în care suntem obosiți. Să lăsăm creierul să se liniștească. Foarte puțin învață lucrul ăsta. Foarte puțin. Dacă eu am reușit să fac ceva în lumea asta, este pentru că am învățat să mă relaxez de la 28 de ani și o fac și acum. Este momentul în care îți recuperezi energia pierdută. Chinezii, eu am ocupat și de medicina asta alternativă, pentru că mi s-a părut că și asta este o alternativă, poftim, în terapia pe care sunt obligat să o fac sau pe care trebuie să o fac. E o vorbă. Cu ceea ce ne hrănim, cu ceea ce mâncăm, noi folosim acest combustibil în procesul de activitate. Dar dacă activitatea mea are nevoie de mai multă energie decât aduc, decât aportul, atunci această energie este, se ia din constituția mea. Este o energie constituțională. Acea energie constituțională pe care noi o consumăm din lipsă de aport sau de relaxare de cumul, înseamnă boală. Deci luăm din noi. Este ca și cum avem niște bani în bancă, îi consumăm și trăim din datorii. Acea datorie trebuie să o plătim odată. Spuneam că totul are o logică. Nici nu vă puteți imagina câte lucruri extraordinare am învățat din înțelepciunea orientală. Orientarea a fost primii care au venit. Există două modalități de a gândi. Occidentală, în care înseamnă universul exterior, și am ajuns în lună, dar am uitat să ne privim în propriul nostru interior, și Orientul, care nu s-a ocupat de exterior. Sunt foarte înapoiați din punctul de vedere tehnologic. Bun. Dar au dezvoltat o gândire spirituală, o înțelepciune de o profunzime și cu performanțe pe care medicina noastră clasică că nu este capabilă să-l facă. Eu nu pot să mut circulația mea cu două bătăi în plus sau în minus. Ei o fac prin îngropare. Deci este un lucru extraordinar. Asta m-a determinat pe mine să caut ce cheia medicinii, a corpului omenesc, a funcționalității corpului omenesc folosește el când ăla pune pe un individ să se îngroape câteva ore și inima lui. Studiul UNESCO, Terence Broff, nu citesc niște studii publicate în revistele științifice, nu vorbesc din fantezii. Ei, cum reușește individul ăla să-și reducă circulația aproape la imperceptibil și să-l scoți după câteva ore? Viu când noi nu putem mai mult de 3 minute, uitați-vă la săracul cotabiță. Ce de caz a avut dacă a depășit cele 3 minute fără oxigen? Ei pot lucrul ăsta, noi nu. Ei. Mă refer la mare maestri, că nu toată lumea face lucrul ăsta. Dar dacă un singur om reușește să treacă printr-un zid, desfăcându-și atomii, pe care îi strecoară prin atomii zidul respectiv și dincolo de zid se reintegrează, din punct de vedere statistic, eu trebuie să spun, nu există, că nu are nicio probabilitate statistică. Nu. E un fenomen singular, dar trebuie să mă întreb cum a fost posibil. De aceea trebuie să știu. Asta a fost principiul meu. N-am ținut seama de nimic din ce am învățat. Mi-am folosit propria mea minte. Și vă sfătuiesc să faceți toți. Buddha spune un lucru extraordinar. Oricât de înțelept ar fi învățătorul tău, întotdeauna ceea ce spune trece prin propriul filtru. Nu crede automat, nu înghiți tot ce ți se spune. Asta a făcut toată viața. Poate că multe din lucrurile care le spun eu nu se potrivesc dumneavoastră. E o altă lungime de undă. Gândiți cu mintea dumneavoastră, dar important este că atunci când judeci câtă dreptate are un om sau n-are, trebuie să ai o serie întreagă de program de referință, să fii citit mult, să știi multe lucruri, ca așa dacă nu știi nimic, cu ce să compari. Aș interveni și eu un pic, apropo de practică. Aveți aici o schemă foarte importantă. Există un institut internațional al inimii, HeartMath. Dacă mergeți pe internet și dați HeartMath, găsiți un lucru extrem de interesant. Da? Și aici aveți aparatusul, de exemplu. Ăsta e un aparat care, într-un fel sau altul, face biofeedback pentru a putea să înțeleg, să simt, să trăiesc care sunt elementele care
în meditație sau rugăciune chiar fac ea să fie activă, pentru că pot să am eventual iluzia că este un rezultat benefic, da? El nu este altceva decât un plethismograf. Există un program foarte interesant care vizualizează exact tranziția asta. Acum, interesant este că, având acest produs, eu pot să încep acasă, liniștea de acasă, să pot să experimentez diferite culori, muzici, stăveiri, gânduri, care la un moment dat simt că declanșează și fac statul de aici aici. Și ca să fie mai ușor, în principiu, programul te mai ajută într-un fel. De exemplu, nu să stau să mă gândesc, să mă relaxez, să mi inima din ce mână, din ce ce mai meduză, din ce ce mai nu știu cum, ca să îmi sugestionez. Nu. Îți spune, de exemplu, să te uiți la un peisaj. Și să-ți imaginezi că peisajul ăla care e înghețat, este chiar un peisaj de iarnă, cu gheață peste tot, inima ta, bucuria ta, viața ta, începe să-l aducă la viață, să-l dezghețe. Și tu ține să-ți imaginezi frumusețea primăverii care vine. Și dacă, într-adevăr, a început să se facă saltul de aici aici, semnalul de aici devine feedback pentru sistem și sistemul începe să înverzească. Și imaginea începe să se anime și începe să apară păriași. Și păriașul, și de imediat îi simți chestia respectivă și bineînțeles că dispare păriașul pentru că intervine rațiunea care începe să analizeze de cum am făcut. Deci trebuie să începem să ne controlăm stările, trăirile, să avem aparatură de biofeedback. Și la un moment dat începe să apară și o verdeață acolo, după aceea să apară flori, flori. Și când apare și un, cum să spun, niște animale, apar niște căprioare, ceva, din clipa aia știți, într-adevăr, extraordinar. Da? Vine poate mai departe. Nu toată lumea este sugestionată în sens pozitiv, apropo de faptul că binele și rău este foarte ciudat în ziua de astăzi, nu este la fel de sugestionat vis-a-vis de un peisaj, pentru că probabil pentru unii dintre noi, peisajul ăsta, oricât ar fi de frumos, nu are nicio semnificație. Nu ne mai uităm la natură, că avem o grămadă de alte treburi de făcut bani. Și atunci, este un alt program foarte interesant, care face același lucru de relaxare, dar de pe altă schemă. Imaginați un curcubeu, care dacă tranziția și stabilitatea acestei forme armonice de fluctuația ritmului cardiac se stabilizează suficient, curcubeul